Doi medici s-au infectat cu SARS-CoV-2. După ce de aproape o lună de zile Spitalul Județean Mavromati din Botoșani nu a mai înregistrat îmbolnăviri pe linia personalului medical, situația s-a schimbat radical în ultimele 24 de ore. Este vorba despre doi medici interniști care s-au infectat cu coronavirus și anume medicul șef al secției de boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență și de un medic cardiolog care efectuează gărzi pe secția de cardiologie a unității sanitare. Cei doi s-au simțit rău în weekend prezentând de altfel și simptome specifice pentru COVID-19. Luni, cadrele medicale s-au prezentat la spital unde au fost testate. Rezultatele testelor au fost, din păcate, pozitive în ambele cazuri. Cei doi medici au fost internați pe secția de boli infecțioase. În cazul personalului medical de pista pozitiv, se efectuează anchete epidemiologice. Situația nu este tocmai roz nici la nivelul județului Botoșan, și asta pentru că reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au raportat încă 9 îmbolnăviri cu SARS-CoV-2, numărul total al cazurilor ajungând la 1020. Aproape 70 de botoșeni infectați cu noul coronavirus au decedat, și la nivel național numărul este în creștere. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, alți 388 de români au fost declarați pozitiv. 26.970 cetățeni au fost sau sunt și în continuare purtători ai virusului COVID-19. Dintre aceștia, 20.970 au fost externați. Din 20.970 pacienți externați, 19.050 s-au vindecat, iar 1.091 români asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.